Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve sunt alături de voi. Astăzi la Viața Bate Filmul vrem să facem o mică proiecție din emisiunile legate de mândria de a fi român. Vrem să luăm cei mai pozitivi dintre ei. Va fi interesant, nu? Am pregătit gheoza, nu știu, în cazul în care sunt mai negativ, mai negativist și mă gândesc la ceilalți pesimiști care n-au fost neapărat atât de mândri că sunt români. Știți cum e, îți pregătești bocceluța. Așa suntem noi învățați, de mici, că cine știe, întotdeauna există și o altă șansă. Glumesc, sunteți convinși de lucrul acesta? Haideți să aflăm cum e cu optimismul. Dar cine nu-i mândru, ce-i român? Cum să nu? Da, normal, pentru că, na, e țara mea, e frumoasă, nu știu, adică, na, e la suflet. Acolo m-am născut, aici îmi place, n-aș vrea să plec. Sigur. De ce? Pentru că atât timp cât ne-am născut, am trăit în această țară, sigur, trebuie să fim mândri de originile noastre. Da. Cu o țară așa frumoasă, cu atâtea resurse care le avem, cu oameni inteligenți, frumoși, de ce să nu fiu mândru, oriunde? Sunt fericită că sunt româncă. Aha, asta e un lucru. Și o duc mai departe, că așa mi-au fost și strămoșii. Da, sunt mândră. Îmi place țara mea și mă simt bine numai aici. Am fost și în afară, dar mă simt bine numai aici. Aici sunt neamurile mele, familia mea. Parcă nu e româncă, îmi place ce mai... mai frumoasă. Nimic. Mi-mi place, pur și simplu, îmi place țara asta, chiar dacă are și unele defecte. Română adevărat. Așa. Într-o România adevărată. Cu riscul de a părea patriot, în ghilimele, sau mai mult decât trebuie patriot. Băsarabian, tot român. Poate unii ar spune neamț. Dar nu spun asta. Dacă nu român, atunci dac. Nu m-aș gândi niciodată la altă naționalitate. Lucruri bune sunt multe. Na, portul nostru bocovinesc. Păi, în primul rând, cadrul natural, peisajele frumoase și istoria sa. Na, și oamenii, faptul că suntem foarte petrecăreți. Româncile frumoase, cam atât. Eu mi-aș dori să fie recunoscută pentru oamenii de aici, da? Și pentru frumusețile pe care le avem și nu știm să le promovăm, în adevăratul sens al cuvântului. Sport. Nadia Comăneci, Hagi, Năstase. Tradiție. Avem, nu știu, mai ales la noi în Bucovina, printre cele mai renumite. Și nu numai în România, și în alte țări. Vine și prințul Charles la noi, nu? Da. Și nu numai. Avem și oameni foarte inteligenți. Tocmai am fost la conferințe, și în Franța. Am câștigat la un concurs acum de inventică, ecotrofelia, organizat în colaborare cu Facultatea de Inginerie Alimentară. Pentru tradiții, pentru ospitalitate. Păi, avem românci frumoase, așa. Pur și simplu suntem petrecăreți, adică și chiar suntem inteligenți, pentru că majoritatea tinerilor au participat la un concurs și așa. Și, da, suntem o țară frumoasă. Cu trecutul pe care îl avem, nu? Cu toate vestigiile istorice, cu toți românii care ne reprezintă în afară. Ultimul exemplu e Halep, al noastră, care, sincer, ne face în sfârșit, nu știu, ne face în sfârșit mândri. Faptul că întotdeauna am fost săritori alături de alte popoare care s-au dezrobit. Putem mândri cu ce avem, ne putem mândri cu ce avem, da, ne putem mândri. Dar nu ne-am... nu-i... Este sau nu-i? Este. Politica. Deși nu mă bag. Cu ce nu ne putem mândri? Probabil cu ce nu se poate mândri nici alții. Niciun copac nu este tot timpul verde. Și aici nu ne referim la brad. Mă refer la ce e de foioase. Toți avem uscăturile noastre. Și dacă viața ar fi roz, ne-am plictisi. Ar deveni monoton.
Așa le ținem în balanță, și bine și rău. Deci, din punctul meu de vedere, chiar este bine și acel rău. Este un rău necesar. Și dacă nu am cunoaște răul, nu am putea aprecia binele la adevărata lui valoare. Nu sunt mândră de momentele astea care ne depășesc câteodată credința în foarte multe lucruri. Ei bine, unde poți fi atât de relaxat ca la tine în țară? Ar zice mulți alții, în multe alte locuri. În Dubai am auzit de oameni relaxați, adică în Emirate, până am mai auzit. Prin Canada, din când în când, nu chiar tot timpul. În Australia am înțeles că sunt oameni foarte relaxați. De ce? Pentru că la amiază au și timp de somn, după vorba aia noastră. Noi am rămas cu vorbele, la multe lucruri, noi români am rămas cu vorbele. Fie domnul cât de mic, după masă dormi un pic. Sincer? În afară de copiii noștri, voi ați mai dormi pe la amiază? Stă parcă pe chelie, că ai lucruri de făcut. Sunt multe de vorbit pe această temă și de asta vă invit pe Facebook-ul nostru Viața Bate Filmul sau pe www.bf.ro. Puteți trimite și SMS-uri dacă vreți. Idei sunt destule, mai ales legate de mândria de a fi român. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Simply Mind Weddings. Evenimentul unic din viața ta necesită perfecțiune, grație și iubire. Cele mai noi invitații, cele mai chic decorațiuni, cei mai experimentați videografi și fotografi. Simply Mind Weddings. Organizare nunți. Full service. Ne găsești pe nunți.simplymind.com și simplyart.ro. 10% reducere până pe 31 mai. Indiferent de nevoile și dorințele pe care le ai, câteodată puțin ajutor îți aduce multă bucurie. La CEARE Învățământ Fălticeni ai acum cele mai flexibile împrumuturi, iar pe lângă asta, aprobare la dosar pe loc, dobândă fixă și rambursare în 10 ani. CEARE Învățământ Fălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava. CEARE Învățământ Fălticeni, pentru salariați și pensionari din orice domeniu de activitate, cu agenții în întreg județul Suceava.